Seara, prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sportul Gorjean. Numele meu este Cătălin Pasăre. În această seară vă propun o discuție despre fotbal, pentru că, de bine de rău, echipa noastră de fotbal este singura care ne mai reprezintă în acest moment în Liga 1, iar despre ultimele noutăți vom afla chiar în această seară de la președintele clubului nostru, domnul Narcis Răducan. Bună seara, domnule Răducan, și vă mulțumesc frumos că mi-ați acceptat invitația. Bună seara, Cătălin, și eu mulțumesc de invitație. M-ai invitat de mai multe ori, mă bucur că am reușit să onorez prezența în studio. Am văzut, vorbești foarte mult de echipa noastră și am considerat că e normal să port o discuție cu suporterii, să spunem, prin intermediul tău. Și noi ne bucurăm că ați ales să fiți în această seară la noi, domnule președinte, pentru că sunt unele aspecte de lămurit și până la urmă trebuie să ne puneți la curent cu situația actuală la club, care este fierbinte, bineînțeles, și toți suporterii se întreabă dacă mai are viață Pandurii Târgu Jiu. O să discutăm treptat despre toate aceste chestiuni. Aș vrea însă să începem cu lucrurile bune, dacă vreți, pentru că am avut o prestație de aplaudat, zic eu, în ultima rundă de la Gazmetan Mediaș, o prestație care s-a încheiat cu o victorie poate mai clară decât o arată scorul, 3-1 în favoarea formației noastre într-o deplasare relativ grea, aș spune. Și haideți să vedem dacă putem lua aspectele pozitive din această confruntare. Cum a fost meciul? Da, în primul rând, rezultatul. Este foarte important că am câștigat. Venem după o înfrângere cu Steaua și n-am fi dorit să pierdem contactul cu primele echipe. Din fericire, băieții au jucat foarte bine și, de altfel, dacă trebuie să vorbim corect, în primul rând este vorba de abordare. Foarte bine am pregătit meciul Petre Gheorgheaș împreună cu staful tehnic. Apoi băieții au avut o potență fizică, ceea ce nu s-a întâmplat foarte mult în prima parte a acestui sezon. Sigur că ne așteptam ca după această pauză, au trecut deja câteva etape, ca echipa să ajungă la parametri buni din punct de vedere fizic. De data asta chiar am alergat foarte bine. Și în final, dar nu în ultimul rând, este vorba de realizările de care am avut parte, pentru că odată ce am ajuns de 7 ori singur cu portarul, înseamnă că echipa a jucat fotbal. Nu este ușor să genereze atât de multe acțiuni. Poate avea un adversar foarte incomod, de altfel nu pierduse, sau a pierdut doar cu Dinamo, dacă nu mă știu, nu? Da. A început foarte bine campionatul și chiar eram avertizați de faptul că s-a creat un spirit acolo, chiar dacă o echipă mică poate să încurce foarte multe echipe, așa că victoria asta este binevenită. A avut de toate, multe ocazii, goluri frumoase și ratări monumentale. Într-adevăr, aici nu am putea spune că ne-am bucurat de ele, dar atâta timp cât câștigi, parcă sunt mai frumoase și astea, mai ușor din peste ele. Da, exact. Am văzut și jucători în casă, au trecut mai cu zâmbet peste ele. Corect. Bun. O victorie, cum ați punctat foarte bine, care a venit și pe fondul faptului că jucătorii au stat mai bine din punct de vedere fizic. Ați mizat într-adevăr pe niște fotbaliști care au venit în urmă cu pregătirea tocmai pentru a le, mă rog, sau tocmai pentru a plusa pe valoarea lor, pentru că ați luat jucători cu cărți de vizită impresionante din punctul de vedere al campaniei de achiziții. Nu cred că vă reproșează nimeni nimic. Credeți că asta este adevărata fața pandurilor și dacă problemele financiare, care în acest moment sunt apăsătoare, să o recunoaștem, nu vor influența cursul jocului, cam putem evolua așa, etapă de etapă? Acum ce să zic, trebuie să recunosc că cu acest adversar nevăzut, mă refer la probleme financiare, ne confruntăm de mult timp. Cel puțin eu am venit în vara trecută, până în iarnă lucrurile au fost în regulă. Din decembrie, să spun, au început problemele. Și din momentul acela, cred că a fost cel mai important adversar al nostru. Dacă vă uitați la rezultatele echipei din ianuarie,
echipa a pierdut de două ori cu Steaua. Odată cu Cântec și odată prin acea execuție a lui Boldrin. În rest, nu ne-a bătut nimeni în prima ligă. Corect, așa. Ceea ce înseamnă că nu este o întâmplare parcursul echipei și în condițiile în care, nu uitați, s-au schimbat două loturi. Anul trecut am avut, cred că, vreo 13 transferuri bifate. Aici putem include și prelungiri de contracte, iar anul acesta vreo 14 sau 12, nu mai știu. Pe undeva pe acolo, plus tot stafful tehnic. Este foarte dificil într-o vară să reușești să faci echipă care să se bată la același obiectiv. Din fericire, noi am reușit o muncă în echipă și lucrul ăsta, să spunem, ne-a ținut puternici împotriva acestor probleme financiare. Probleme financiare, foarte bine știți, cauzate în special de schimbarea de strategie a complexului energetic Oltenia și în secundar și de alte probleme, că nu este principala noastră problemă. Cele Gabi, ca și sportul, dacă vă uitați în spate, e un trofeu cu Cupa României la basket pe care am câștigat-o surprinzător Energia, și zic surprinzător pentru că Energia nu era un nume în basketul european, da, a obținut un loc 3 care, dacă vreți, în Eurochallenge, care, dacă vreți, are echivala cu o performanță similară în Cupa Cupelor, competiția Cupa aceea. Da, exact. Mai veche din Europa la fotbal. Este ceva, într-adevăr, cu care noi, gorjenii, trebuie să ne obișnuim, poate treptat, înainte să mai intrăm puțin în aceste aspecte, calcule financiare, mă rog, pentru că este într-adevăr o situație greoaie. Aș vrea să vă întreb, domnule președinte, aveți totuși niște jucători asupra cărora poate planau anumite semne de întrebare, nu neapărat din partea noastră a gorjenilor, dar din partea, așa zișilor, specialiști în fotbal. Iată că de Sâmb Mărtean ați declarat că a pierdut buletinul, da, joacă cu aceeași dezinvoltură. George Țucudean, care mie îmi place personal foarte mult acest jucător, arată că nu este un fotbalist fițos, dacă vreți, da, și a făcut o prestație foarte bună la media și să mai așteptăm, nu știu, și o revitalizare a lui Liviu Antal sau un joc mai bun și din partea celorlalți băieți în perioada următoare. Da, noi cred că am reușit să creăm ceva foarte important la fotbal, care de altfel generează performanță. Mă refer la o stare de spirit propice performanțe. Până la urmă, este cel mai important de realizat în jurul echipei. Nu vă imaginați că și înainte se lucra la antrenamente. Sunt convins că lumea era preocupată de a se face rezultate, dar este foarte important să știi calea aceasta, care nu este făcută de un singur om și nu ar fi corect să mi le atribui mie. Este un spirit de echipă care trebuie să îl simtă jucătorii. Și vă dau exemple mici. În primul rând, vorbesc de jucătorii care, așa cum bine spuneai, la echipele de unde au venit, să zicem, intraseră într-un cont de umbră, chiar dacă jucători cu nume în fotbal românesc, am reușit foarte bine să-i capacităm și dacă ne raportăm la anul trecut, un Ioan Hora, devenit golgheterul campionatului, după ce l-am adus efectiv gratis, fără agent, n-avea niciun angajament și nimeni nu vrea să-l ia. Nici nu fost în jucătate. Credeți-mă că au durat un minut jumătate să-l sun, să-l întreb, vrei să lucrăm din nou împreună, lucrasem la Târgu Mureș cu el. Bineînțeles că luasem și acordul lui Edi, pentru că n-am luat niciun jucător fără să primesc și acordul lui Edi. Mă refer anul trecut. Și l-am luat. Așa s-a întâmplat și cu Ropotan și cu toți ceilalți jucători. Eu nu zic că am reușit cu toții. Important la fotbal este clasamentul. Impresia artistică mai puțin contează, chiar dacă ne place să vedem și un fotbal plăcut, și multe puncte, și multe goluri, dar în final lumea te judecă după clasament. Și anul trecut stă foarte frumos scris locul 3. Anul acesta este aceeași poveste. Vorbeați de Sâmb Mărtean, care, credeți-mă, avea oferte mult mai mari pe masă. Vorbim de Țucudean. Păi, Țucudean este unul dintre jucătorii care nici măcar nu încasează banii lunar și a acceptat să fie plătit odată de două ori pe an, tocmai din dorința de a juca fotbal. Și la fel este și cu Antal și cu toți ceilalți. Asta este un aspect. Și al doilea, să înțelegeți spiritul de echipă din cadrul lotului. Avem, după cum știți, mai multe litigii pe rol și nu este niciun secret atâta timp cât aproape 2 milioane care erau prevăzuți și bugetați în bugetul clubului n-au mai intrat din cauza schimbării bruște de strategie a CEO. N-au mai intrat în club, clar că a generat o serie de litigii. Unul dintre litigii este vorba de Filip Mrânjliac. Filip Mrânjliac, ne judecăm cu el de 4 luni,
Săptămâna trecută am câștigat litigiu, el a intrat în teren în toată această perioadă și ultimul ce a și marcat. Și adică care își cere drepturile Bănești, da? Bineînțeles. Ca să înțelegem că exact. Comunicatul ăla LPF era puțin da, eu, lumea n-a înțeles foarte bine. L-am interpretat noi bine, da. Am avut impresia că e liber de contract la un moment dat. Da, Filip Mânjliac, eu l-am adus la Astra Giurgiu. Când am plecat de acolo, l-am sunat pe Edi și am spus că am un jucător foarte bun, te rog să te uiți la el. L-a adus aici și cred că a jucat foarte bine și acum este unul dintre cei mai stabili, să zicem, jucători din punct de vedere fizic și din punct de vedere al constanței în joc. Sigur că nimic nu l-a împiedicat să-și depună actele pentru că nu a primit bani și lucrul ăsta l-am dat verde tuturor jucătorilor. Am zis cine are încredere că se va rezolva problema, m-aș bucura să nu depuneți actele pentru că ne creează neplăceri. Dacă sunt și jucători care, din diferite motive, presiunea familiei sau efectiv nu au încredere în situație și vor să-și depună actele, foarte bine, să-și depună actele, dar vor fi tratați la fel de corect. Și vă dădeam exemplul lui care ne-a bătut până în ultima săptămână să plece gratis. Vă dați seama că avea o grămadă de gânduri că poate să devină gratis. N-a devenit gratis, dar el nu l-a împiedicat nimeni să joace și iată că a și marcat. De aia zic că, dincolo de toate aceste probleme, să știți că băieții se gândesc la fotbal, când trebuie să se gândească la fotbal. În rest, bineînțeles că cu toții ne frământăm de această problemă și nici mie nu mi-este ușor, ținând cont că i-am convins să vin aici. Unii dintre ei, repet, aveau și alte oferte. Păi, Luantal, mă rugam eu de el să nu vină. Că explicam, să știți că sunt probleme. Noi nu putem să suportăm salariul. Nu e nimic, o să suporte cei din Israel. Mai mult presupun că era și imaginea dumneavoastră în joc și a clubului și atunci îi explicați la un care e situația. Păi eu am fost corect cu ei, să știți că n-am... Exact, să știți că n-am fost unul să-l mint. Le-am spus, sunt aceste probleme, poate să fie și foarte rău, poate să fie și bine. Este decizia voastră pentru că e familia voastră. Bineînțeles că l-am implicat și pe Grigoraș de fiecare dată și la orice club unde am fost, niciodată n-am făcut transferul de capul meu. Mi-a plăcut tot timpul să implic stafful tehnic, că până la urmă ei lucrează cu el. Și Grig s-a implicat foarte mult. I-a și sunat, cu unii dintre ei a lucrat. Păi Antal a lucrat cu el la Galați, am dat un exemplu. Și eu cred că cu Țugudean a lucrat la Târgu Mureș. Deci a fost o luptă în echipă și din fericire suntem în grafic. Deși, sincer, nu mă așteptam, pentru că costurile sunt mult mai mici. În momentul acesta... Repet, fondul de salarii la Pandurii este undeva la 30% față de anul trecut. Și n-am redus la nimeni salariul. Pentru că am văzut și cazuri la Botoșan când s-a dus la fiecare jucător în parte și a cerut să scadă salariul deci cu 21%. Salariile jucătorilor nu sunt reduse în acest moment, jucătorilor vechi de la Pandurii. Exact, deci eu n-am redus la nimeni. Au fost cazuri când le-am și mărit puțin, tocmai pentru a-i convinge să rămână. Dar jucătorii care au venit, de la început le-am zis, domnule, asta este politica, nu mai avem banii care știți voi că erau la Pandurii înainte, nici măcar ca anul trecut. Dacă acceptați pe această limită salarială, bine că aveți și un sistem de bonusare în care poate să câștige bani din prime, altfel nu avem ce face. Și cei care s-au conformat au semnat, sunt și cazuri în care să știți că am negociat cu mai mulți jucători și care nu am ajuns la un numitor comun. Dar cei care au venit acum, repet, au generat un fond de salarii cu 30% mai puțin, ceea ce pentru noi este un lucru foarte bun. Domnule președinte, explicați-mi și mie că poate nu am înțeles bine. Care a fost diferența dintre situația Filip Mârjeac și situația Dan Nistor sau Florin Axinte? A fost o situație, chiar dacă la prima vedere este același lucru, am mai explicat-o undeva. În primul rând, la Dan Nistor simțeam foarte bine că era o presiune din partea agenților, agentului, pentru a-l scoate liber și a-l valorifica la Dinamo, la Steaua, unde dorește el. În condițiile în care am simțit treaba asta, mai ales că Dan Nistor nu era ca Filip Mânjliac, dacă avea un salariu mai mult decât dublu, decât Filip. Mi s-a părut normal că atât timp cât clubul, atât cât a putut să plătească 4 luni, 7 luni salariu, era normal să mai beneficieze de niște bani de pe urma lui. Cam asta a fost, să zicem, cazul lui Nistor. Și încă ceva, în momentul în care Nistor... să zicem, a fost trecut pe linie moarte, el și-a asumat acest lucru. Adică a fost chemat, l-am chemat atât pe el cât și alături de Grigoraș și l-am întrebat, vrei să-ți dăm o parte din salariu, dar te rog să-ți retragi memoriul că vrei să devii liber. I-a zis și Grigoraș, măi Dan, noi nu avem cum să avem încredere în tine că noi jucăm cu Dinamo sau cu alte echipe și tu vrei să devii liber, poate mâine ești la Dinamo. A, dacă rămâi că vrei să-ți iei banii, mi se pare ceva normal, sunt banii tăi și meriți ultimul cent. Chiar dacă sunt mai mari, chiar dacă noi nu mai putem plăti de acum încolo, nu ne-a obligat nimeni să avem contractul ăsta cu tine, dar te rog frumos, renunță la aceea. A zis, nu, eu vreau să devin liber, să iau și toți banii. În momentul ăsta, clar că nu mai eram în aceeași barcă și asta a fost alegerea noastră. În ceea ce privește pe Axinte, repet, am mai spus-o,
Nu am mințit absolut deloc. Aveam undeva la 4 salarii datorii față de el și l-am, de asemenea l-am rugat, pentru că au fost 2-3 jucători care și-au depus să devină și liber, nu mai să ia banii. Și am spus, putem să-ți dăm 2 salarii, pentru că trebuie să ajungă la fiecare câte puțin, știind că nu ne ajung banii, că altă sursă de venit n-a fost anul acesta. Vânzare de jucători și drepturile TV. Iar el a zis că nu, eu vreau 3 salarii din 4, altfel nu retrag memoriu. Nu înțeleg, zicea, iar, 3 salarii din 4 acțiuni. Da, ascultați-mă puțin. Și atunci noi i-am spus, mai nu o să putem 2, pentru că mai avem și alții, nu o să putem 3, dăm 2, nu, numai cu 3 renunț. Ok, a doua zi noi i-am dat 3 salarii și ne-am dus la el, te rog frumos, renunță. Nu m-am răzgândit, nu mai vreau. După ce și-a încasat cele 3 salarii. A, el a încasat salariile, da, și a exact. Renunțat. Deci din 3, și-a încasat 3 din 4 și a zis că nu, că s-a răzgândit soția și nu mai vreau. Deci n-a fost un om de cuvânt. Păi, exact, și atunci Grigoraș, el a venit la mine și a zis, n-ar zice, eu cu omul ăsta nu mai pot lucra, nu știu cum te înțelegi tu la bani. Dar eu cum să mai lucrez cu omul ăsta dacă el în urmă cu o zi îmi zice că retrage memoriul, că dacă îi dăm 3 salarii, alții n-au luat 3, au luat 1 poate. Dar am luat și eu în ordinea în care, nu știu, pericolul de a ne lua puncte, de a ne lua bani, suspendări. Și el a făcut treaba asta. Nu i s-a întâmplat nimic, n-am făcut cum aud pe la televizor că îi trimite pe unii pe la Mircea Eliade să antreneze. Nu, s-a antrenat cu Gugu, care are licență A, s-au antrenat în condiții normale pe terenul de antrenament unde se antrenează și echipa mare, adică eu cred că i-am respectat. A, că nu i-am mai lăsat să antreneze. Păi, era culmea. Zis că s-au antrenat ca la județ, așa. Păi nu știu dacă e județ. Păi, da, s-a antrenat. Eu știu, dar s-a antrenat exact pe terenul care face. Nu replica lui, nu. Eu am înțeles, dar eu vă spun unde s-a antrenat ca să înțelegeți. Deci sunt cluburi care îi trimit pe la nu știu ce școală sau îi scoală la 5 dimineața la mișto, numai ca să își bată joc de ei, iar noi dimpotrivă, amândoi am fost în cantonament. Nisor a fost și capitanul echipei în cantonament. Când s-au întors de aici, s-a antrenat cu Gugu. Da, a fost capitanul echipei, da. Când s-au întors de aici, s-a antrenat cu Gugu pe terenul de antrenament, ai face și prima echipă, dar noi pregăteam meci cu Dinamo, nu puteam să punem pe Nisor să se antreneze, să vadă ce facem noi cu Dinamo. Dau un exemplu. Ok, i-au dat dreptate comisiile, foarte bine, a plecat acolo, îi dorim multă baftă, el a făcut lucruri frumoase pentru Pandurii, nimeni nu va nega acest lucru. Istoria clubului, e o parte din istoria clubului. Noi nu mai puteam să-i ținem la nivelul lui salariu. Credeți-mă că salariul lui este mult peste ceea ce putem noi să suportăm. Nimeni n-a știut, în momentul când s-a semnat cu Nistor, că CEO va renunța brusc la datoria care o are către clubul Pandurii. Și presupun că Nistor venind liber de contract, cu mai multe oferte pe masă, a încasat un salariu mai baban. Se practică și e un lucru firesc. Exact. Vă întreb acum, pentru că știți, aveți și destui contestatari sau contestatarea politicii dumneavoastră ca președinte. Sigur, eu sunt pregătit pentru orice argument. Considerați cumva că aceste plecări ar fi lezat patrimoniul clubului, adică că au plecat jucători gratis până la urmă, sau pur și simplu că asta e o primă întrebare, unul, sau pur și simplu că nu au mai fost posibilități financiare de a-i ține. Și doi, aș vrea să vă întreb tot legat de salariile către jucători. Ați declarat la un moment dat, dacă am văzut eu bine, ceea ce mi s-a părut o declarație puțin bizară, ați declarat că pentru a-l motiva pe Ioan Hora, în cazul în care n-ar fi plecat acesta la Konya Spor, da? Că i-ați fi dat un salariu mai mare și după aceea ar fi plecat liber de contract. Care era prima întrebare? Dacă considerați că ați lezat cumva patrimoniul clubului, păi, sau plecările acestea. Nu, dar trebuie să judecați dumneavoastră dacă am lezat. Și vă dau un exemplu. M-am dat un exemplu. Hora a venit gratis, fără niciun agent, așa, e corect, fără niciun ban la semnătură, a ieșit golgheterul campionatului, am terminat pe locul 3 și a plecat pe 550.000, nu? Da. Dacă am lezat, trebuie să judecați dumneavoastră. Nisor a venit gratis, a fost capitanul de echipei. De care a luat Hora, nu aici? Păi nu, dar luăm pe cine vreți dumneavoastră. Nu, ziceam aici la Hora, ziceam că de ce i-ați fi mărit salariul și l-ați păi lăsat să plece erau... contract. Așa ați declarat dumneavoastră, încât am văzut eu. Da, pentru că în momentul în care nu poți să-l vinzi pe Hora, sau... el putea să nu accepte. Exact, el avea contract cu echipa, eu nu puteam să-l duc cu forța în Turcia. Pentru că au mai fost 3-4 oferte, dar el a refuzat, deși erau mult peste ce salariu ofeream noi. Dar efectiv este un triunghi în care cu toții trebuie să mergem pe aceeași linie. Și turcii au fost singurii care, să zicem, ne-au mulțumit. Au mulțumit ambele părți. Sigur că vreau să iau 2-3 milioane pe el, dar nu s-a putut. În condițiile în care, să zicem, Hora până în final nu vrea să plece, eu ce aveam de ales? Între a ține un jucător nemulțumit și frustrat un an de zile, sau al motiva puțin pentru a ieși poate din nou golgheter și cel puțin să terminăm cu echipa sus. Și atunci sigur că încercam o formă de a-l
de a-l motiva, cu riscul ca să plece în vară liber, cum s-a întâmplat, de exemplu, nu știu, cu Răduț sau cu alții, sau cu Săpunaru. Păi, Săpunaru, spuneți-mi și mie, credeți că pe Săpunaru poți să-l aduci gratis și doar că este frumos Târgu Jiu? Nu, a venit pentru că l-am sunat eu, a venit pentru că l-a sunat Edi, a venit pentru că vrea să prindă echipa națională și avea nevoie de cineva care să-l ajute să ajungă acolo. Și a fost un ajutor reciproc, pentru că i-am spus în felul următor. Cu fiecare a fost discurs diferit, bineînțeles. I-am spus în felul următor. Vino, nu o să putem să-ți oferim ca alții, dar ai un an foarte bun, prinzi campionatul european, poate, că nu știa nimeni dacă prinde sau nu, da, și pleci la alt nivel. A aplicat la nivel, pentru că a primit, poate, nu știu cât, 100.000 de semnături la semnătura noastră. Sau vă dau exemplul Răputan. Pentru că lumea m-a acuzat, da, acolo iar a fost. Păi vă spun foarte clar. Iar v-ați atras niște acuze. Dar n-am cum să mi-atrag acuze pentru cei care nu se pricep la fotbal. Eu am argumente. Mai avea 6 luni de contract. Exact. Eu vă spun foarte clar cum a fost Ropotan. Un jucător ca Ropotan nu poți să le iei gratis, pentru că n-a putut nici Dinamo, n-a putut nicio echipă să le ia. L-am convins noi, eu împreună cu ei. Cum l-am convins? I-am zis i-am spus în felul următor. Vino la Pandurii, noi n-avem bani să dăm pe tine. Deci o să vii gratis. Dar îți promitem că dacă vrei să semnezi pe un an, n-am vrut mai mult. Bineînțeles că e o negociere cu ei, nu poți să facem de fiecare dată cât ne dorim noi. Și am spus semnezi pe un an, dar dacă la jumătatea drumului, să zicem, dai banii care i-ai luat de la club, poți să pleci. Asta s-a și întâmplat. El în vara a plătit 50.000 de euro, banii care i-a încasat el. Înțelegeți? Da. Pentru că avea clauză în contract. Avea clauza. În schimbul la 50.000 de euro poate să plece oriunde. A plecat și a plecat cu 40.000 pe lună. Bine că lămuri situația asta. Din câte știu, nu a fost lămurit atunci pe site oficial. Da, dar nu trebuie să neapărat să spunem pe site. Dar zic așa că lumea, vedeți cum e lumea acum, sare imediat. Că știind că lumea financiară se agită. Credeți-mă că... pleacă la liber, iar murim aici, nu mai avem echipe. Bugetul clubului acum este cu 2 milioane mai puțin decât în momentul în care am venit la club. Și de fiecare dată am avut preocuparea asta să o fac cu bani puțin. Dar în condițiile când tu ai nevoie de 20 de lei și încasezi 6 lei sau 5 lei, bineînțeles că o să fie și nemulțumiți. Dar în vară aveam de ales. Ce fac? O să aduc alți jucători care și ia-s nemulțumiți și să zicem, nici măcar pe cei din urmă nu o să pot să-i mulțumesc pe toți. Și clar că a fost o formă de compromis în care am dat la fiecare câte ceva. Și eu cred că am ales bine, pentru că iată, am ajuns aproape de octombrie, nu avem niciun punct suspendare, deși nu vă imaginați ce emoții. Va trebui cu glanță pe lângă ureche. Și astăzi am plătit niște bani pentru a nu rămâne cu 3 puncte mai puțin. Adică este un stres enorm pentru noi de a reuși să navigăm așa printre probleme și toate au fost generate de CEO, iar matematica este foarte simplă. În condițiile în care din ianuarie până în august noi trebuia să primim câte 200.000 de euro pe lună de la CEO, sunt 1.600.000 care nu i-am primit. Mai mult decât atât, ceilalți membri asociați mai aveau de plătit încă 1 milion de euro față de ceea ce s-au angajat. N-au plătit din diferite motive. Unele motive. Deci mai trebuie să primiți 1 milion de euro de la membrii asociați în acest moment. Exact. Poate mai puțin, poate vreo 800.000, că s-au mai plătit din ei. Au mai plătit Artego câte ceva. Dar repet, păi, este o gaură de 2 milioane și ceva care exact proprietarii clubului nu au plătit. Din diferite motive, pentru că la unele sunt obiective, la unii dintre ei. Nu vreau să dau nume pentru că suntem într-o echipă și atunci lucrurile se rezolvă, sper eu, în echipă și nu e de arătat cu degetul. Dar de aici au fost generate probleme, deci mai puțin de 2 milioane de euro. Păi atunci cum am putea noi să ducem la capăt angajamente făcute în vară? Pentru că, o paranteză fie spus, în iarna trecută și am mai spus-o, ne-am dus la conducerea CEO și am întrebat, avem 2-3 jucători care îi putem valorifica, ne dați ok-ul să-l vindem pe Hora, adică dacă ne spuneți că nu o să mai mergeți alături de noi, vă rog frumos să ne permiteți. Deci asta a fost o discuție cu reprezentanții CEO? A fost cu directorul general, cu Ciubotărică, și am zis în felul următor, vreți să tragem la campionat sau vreți să rezistăm din punct de vedere financiar? Dânșii au zis, te rog frumos, nu vinde pe nimeni, pentru că mergem cu toate pânzele sus să ne batem la campionat. Am zis, sunteți siguri? Da. Și la discuția asta puteți să întrebați și pe Edi și eu sper să confirme și domnul Ciubotărică, că până la urmă e decizia ministerului și a nu-i a lui. În momentul în care s-a terminat perioada de transferări și noi nu mai puteam să-l vindem pe Hora, am văzut pe Facebook a doua zi că nu mai vrem să dăm bani la fotbal. Păi, spuneți-mi și mie, pe ce logică poți să faci treaba asta?
Păi și normal că noi aveam contracte în derulare, că altfel îl vindeam pe Hora 500, 700, cât găseam. Și nu mai aveam probleme, dar nu știu dacă aveam aceleași șanse fără golgheterul campionatului în echipă. Da, înțelegeți? Cam astea au fost problemele cu care ne-am confruntat. În ceea ce privește realizările din punct de vedere financiar, în momentul în care am ajuns la club, m-am angajat pe perioada mandatului meu că fac venituri din transferul de 1 milion de euro anual. Vi s-a stabilit targetul ăsta sau a zis domnule, eu vin și pot să vă vând jucătorii ăștia? Eu m-am angajat. Atât cu unii care i-am adus sau și cu cei care erau în patrimoniul clubului și am vândut de 1.250.000 anul trecut, iar din televiziune am adus 1 milion de euro mai mult față de anul precedent. Că au fost discuții legate de salariul meu. Salariul meu este confidențial, bineînțeles că nu o să pot confirma cât este, dar este un salariu exact proporțional cu ce venituri am adus. Am adus 2 milioane în plus prin deciziile manageriale care le-am luat. Dacă se consideră că sunt scump, foarte bine, poate să vină unul cu 2.000, cu 1.000, dar după afișarea numelui în clasament apare etapa viitoare, adică e pe ultimul loc. Evident, unii oameni din Gorj v-au reproșat asta sau când au auzit, domnule, Narcis Răducani în jur de 1.000-1.500 de euro, eu luam atât sau atât, sau chiar fostul președinte, da, Mihai Prunariu, a zis, domnule, sunt prea mulți bani pentru cineva. Nu asta e ideea, dar v-a reproșat cineva din actualul acționariat în această perioadă că domnul Narcis Răducan, dumneavoastră, nu vreți să reduceți puțin salariul dumneavoastră? Vi s-a propus cumva vreo reducere a salariului dumneavoastră sau a existat discuții în acest sens? Încă o dată, să înțelegeți. Eu nu vă pot confirma această sumă, pentru că nu este normal și există un acord între părți. Da, eu vă spun ce se vehicula dar, pe aici. Aici e vorba de o afacere. Eu nu sunt angajat și luat de pe drumuri. Eu am generat venituri de 2 milioane de euro. Ca în orice afacere trebuie să câștige ambele părți. Bineînțeles că am bonusuri la aceste venituri câștigate prin urma deciziilor mele și prin urma gestionării situației. Sigur că există și președinți care vin pe 100 de euro. Dar acum trebuie să decidă cei care îi angajează ce vor. Că aici vorbim de fotbal, repet, eu cu același antrenor și cu un lot asemănător, suntem pe primele locuri, nu suntem pe ultimul loc. Domnul Prunariu, nici nu pot să-i răspund pentru că n-am nimic cu omul. El chiar a început, eu chiar l-am lăudat pentru că să știți că adevărul este că el a început o reformă din timpul mandatului său și nu mă refer niciodată la ceea ce a făcut. Chiar a făcut unele lucruri bune și am beneficiat și eu la club. Mă refer pe partea administrativă, unele administrative bune. Da. Bine, nu toate. Și a trimis un reprezentant. Exact. Atunci... Deci unele, nu toate. Dar a început o treabă. Că pe partea sportivă nu se cunoaște, nu se pricepe, asta este clar. Că nu poate să nască astăzi cineva care se priceapă la fotbal din momentul următor. Dar a făcut niște lucruri și de aia nici nu-l atac. Eu am luat-o ca niște atacuri de astea pe parte politică, pentru că am avut un domn din politică de pe la PNL, parcă... Domnul Căcingină, probabil. Nu, altul, nu mai știu cum îl cheamă. Domnul Vulceanu. Da, exact. Care era și președintele? Ce să-i răspund? Că vorbim de fotbal aici, dânsi și încearcă să-și facă reclame pe spatele clubului. Noi nu avem nicio treabă cu politica și am declarat-o de fiecare dată. Chiar dacă, într-adevăr, am venit în timpul, să zicem, unui mandatul unui partid, dar partidul ăsta e de vreo 25 de ani în orașul ăsta. Da, adică nu i-am adus... Astea sunt vorbe, nu le-am lansat eu pe piață. Se spune că, domnule, a venit Edi Iordănescu la Pandurii, fiind în relații foarte bune cu Narcis Răducan. Exact. Sunteți și rude, dacă sau e nașul dumneavoastră sau... Nu, eu i-am botezat un copil. Corect, sunteți nașul lui. S-a spus în felul următor. Domnule, Eugen Părvulescu a fost mazilit, să zicem, a plecat din cauza asta, i s-a pus un blat în cârcă, care nu s-a demonstrat și l-au adus pe Narcis Răducan. Așa vorbește lumea, legați puțin fotbal de politică. Așa zicea lumea, domnule, de-aia așa a venit Narcis Răducan la club. Deci încă o dată, în momentul când judeci activitatea unui om, mai ales poziția de președinte, te uiți la performanțe. Că sigur, unii suntem frumoși și alții suntem mai urâți. Alții nu scoatem un cuvânt la televizor, alții sunt mai vorbăreți, e în funcție de profilul fiecărui și de temperamentul fiecărui. Da. Exact. În condițiile în care ai pe de-o parte locul 3 în clasament, venituri cu 2 milioane mai mult, în momentul acesta din 25 de jucători, 7 sunt under 21, iar la echipa a doua, în totalitate, dacă cred că cu excepția unui jucător, sunt toți între 16 și 19 ani. Deci lucrurile astea au fost făcute în timpul mandatului meu. Sigur că oricine se poate găsi să zică că poate e unul mai bun. Foarte bine, poate să vină acela după ce termin eu acest mandat sau în momentul în care ne încheiem amiabil și poate să facă treabă. A fost înainte, lumea ne judică după rezultate, încă o dată spun, la fotbal. Pentru că nu suntem la Atletico Bilbao aici să fim toți în aceeași zonă. M-aș bucura să...
genereze Gorjul atât de oameni de valoare încât să nu mai vină nimeni din afară și să fie numai oameni de aici, indiferent pe ce poziție. Dar e foarte greu, credeți-mă, în 2016 este greu ca un oraș sau un județ să genereze oameni care să facă treabă născuți acolo. Și atunci, dacă vrei performanță, pentru că echipa s-a salvat în ultimele două etape când am venit și au plecat 13 jucători. Dacă vrei performanță, iei profesioniști. Sigur că un profesionist are o cotă de piață și are un salariu mai mare decât unul care se plimbă sau care nu reușește să facă performanță. Acum e decizia celor care îl angajează să... sau cei care angajează să își iau omul potrivit pentru poziția potrivită. Nu există profesionist sau vă referiți la sport? Nu, eu nu zic că nu există. Eu zic că am fost... Ați explicat de ce ați fost ales dumneavoastră. Exact, am fost ales. Probabil s-a văzut profilul meu. Nu știu dacă interesează sau nu, dar eu de unde am venit am avut salariul mai mare. Am venit de la vicecampion al României, de la ASEA Târgu Mureș, la care printre altele... Da, salariul mai mare ca la Pandurii. Exact. Și ASEA-ului am generat un câștig mai mare decât am generat Pandurii, pentru că nu uitați, ASEA a fost nou promovată. Dar chiar e și am terminat până cu 2. Asta acum, că nu știu care sunt problemele de acolo, dar am văzut că și ei zic ASEA-ul, de ce se află în situația. Tot o problemă, pentru că și aceia au finanțări de la stat și tot aceleași probleme sunt, pentru că din păcate problemele sunt generale în fotbal românesc și nu e vorba doar de un club. Acum e ca și cum ne-am bucurat că moare și capra vecinului, dar sunt și alte cluburi o, care... Ne bucurăm că dacă dispare și ASEA, să zicem, ați văzut că e foarte greu în fotbalul de asta, e că apar niște echipe, într-adevăr, dar mai ales când nu ai suporteri, parcă e mai hâd așa să ne uităm la televizor și să... Adică nu am nimic cu Concordia, chiar să echipe. De asemenea, oameni care mi-au reproșat de ce l-am adus pe Grigoraș, că a fost... chiar în timpul primarului, domnul primar și echipa era pont. L-ați adus pe Grigoraș? Da, au fost. Mai citesc, normal, că sunt și eu toată ziua conectat la toată media și spuneau ce să caute Grigoraș. Eu am spus de la primul interviu că s-a întors fotbalul spectacol și cred că n-am greșit. Ați văzut și etapele ulterioare. Dacă știi cum să lucrezi cu Grigoraș, dacă îi aduci jucătorii de care are nevoie Grigoraș, dacă îi aduci jucători să alerge Grigoraș, le cere să joace fotbal. Atunci ai o problemă și cu Grigoraș. Dacă lui Grigoraș și aduci fotbaliștii care, sigur că i-a și văzut și care știu fotbal și lui îi dai liniștea și autoritatea de a lucra, credeți-mă, Grigoraș e un antrenor foarte bun. Și Grigoraș, cel care lumea râdea că n-a fost în stare, nu știu ce să facă la Timișoara, deși a fost în situații delicate. Cum a zis probabil de lumea din țară, că aici e destul de apreciat Petr Grigoraș, chiar dacă... Mai ales că este foarte apreciat și am considerat că fiind, o perioadă sensibilă, ne-ar ajuta foarte mult. Pentru că era simplu să aduc, dacă vă spun cu ce antrenori negociam, nu vă vine să credeți. Inclusiv Ravanelli, la un moment dat, mi-a dat acceptul că vine. Care a fost antrenorul lui Mutu la Ajaccio. Dar am zis, ce mă fac cu Ravanele aici când o să vadă că n-avem nu mai știu ce. Și peste o lună își ia mâinile în cap și pleacă. Când aveți teren în antrenament. În momentul în care vom avea baza aia de 5 stele și toate celelalte, poate ne-am gândit și la unul de 5 stele. Dar deocamdată credeți-mă că nu e antrenor mai bun în momentul acesta decât Grigoraș. Și rezultatele cred că îmi confirmă raționamentul. Bun, de asta îmi place că explicați totul. Vă mai pun o singură întrebare legată de, mă rog, de activitatea dumneavoastră la club sau datele astea economice, ca să nu... Pentru că oricum nu vreau să duc discuția, vorbim... Dar nu este, credeți-mă că nu este niciun subiect sensibil care să nu fiu... Exact, păi de asta îmi place că lămuriți toate trebuie. Deschis să vi-l... Mai am și eu vreo două, trei care le-am identificat. Am văzut, de exemplu, mă scuz că te deranjez, la un moment dat că de ce se dau prime și nu se dau salarii. Da, asta presa națională, Basara Panduru, dacă nu înșel, la DigiSport a spus-o prima dată. Păi este foarte simplu. Păi nu știu de unde știa domnia asta, că dați prime. Păi nu, dar am de și zis. Jucător, păi poate, da, sigur, dar nu este niciun secret. În momentul în care, încă o dată, spun la un mod unitar așa, adică ai un fond de salarii de 10 lei, iar tu primești prin diferite forme o sponsorizare sau unul din membrii plătește o cotizație, primești 2 lei sau 3 lei, este clar că nu ți ajunge să plătești tot salariul. Și atunci plătești primele, asta a fost și decizia împreună cu Edi, care a fost de asemenea folosită și de alte cluburi, plătești primele pentru a-i ține conectați pe jucători, pentru că n-ai să le dai salariul, îi ții în continuare nemulțumiți și n-ai rezolvat nimic. De ce plătești primele? Pentru ca telespectatorii să înțeleagă. În momentul când ai un contract cu un jucător, el este structurat prin mai multe venituri. Salariu, prime și altele adiacente, gen chirii, bilete de avion. Dacă n-ai plătit un bilet de avion, jucătorul poate rămâne liber. Că multă lume nu că dacă plătea salariile, nu mai rămâneau liber. Este greșit și nu știu regulamentul. Și dacă n-ai plătit chiria unui fotbalist, dar ai plătit toți banii la zi, el poate rămâne liber.
Înțelegeți? Deci ceea ce scrie în contract, tu trebuie să-i plătești. Iar prima făcea parte din contract. Deci automat trebuia să plătim și primele la un moment dat. Și atunci a fost de Paște. Am avut meciuri foarte importante de Paște. Și eram împreună cu Edi. Cum să-i motivăm? Aveam de plătit salariul, toată lumea a ridicat din numeri, n-avem niciun ban să le dăm. Noi ne băteam pentru primele locuri. Am primit niște bani, nu mai știu care din ei, repet, mult mai puțin decât fondul de salarii. Și atunci am zis, hai să le dăm la fiecare câte 1000, că fiecare are paștele. Și atunci îmi dau seama de unde a venit. A fost acuzat că, domnule, dacă nu le plătește contractele, rămân liberi. Dar nu se pun, dar este cu total greșit, pentru că ce scrie în contract trebuie să le dai. Repet, dacă nu i-ai plătit unui jucător avionul, că mă refer la jucătorii străini, bineînțeles, care au un contract că să le plătești 2 bilete de avion pe an, el poate rămâne liber. Deci automat trebuie să plătești absolut tot. Iar noi, în condițiile astea, credeți-mă că, deși pe parcursul anului, sigur că au fost multe discuții și interviuri ale jucătorilor, chiar Nistor de multe ori mai declara, n-a fost o lună ca jucătorii să nu ia cel puțin 1.200 de euro. Adică noi tot timpul am avut grijă ca să-i ținem conectați. Că, credeți-mă că nu erau niciodată conectați și până la urmă ce a declarat Panduru pe noi ne ajută indirect, că am lucrat bine. Spunea că n-a văzut echipa mai motivată în partidele cu Steaua și celelalte, ăștia n-au cum să nu fie plătiți. Credeți-mă că lucrurile stau exact cum vă spun eu acum. Din păcate a trebuit să ne adaptăm situației. Sigur că mi-ar plăcea foarte mult ca mâine să avem parte de o stabilitate financiară în care ce scrie în contract în ziua respectivă să le dăm băiților. Dar în condițiile care ai un sfert din banii de care ai nevoie, încerci să gestionezi situația. Și asta nu poate cineva care vine din politică să facă. Credeți-mă, cu tot respectul pentru oamenii care comentează, să vin din politică sau din alt sport este foarte greu. E o categorie anume de oameni care îi poți accesa de pe piață. Probabil că sunt mai scump decât alții, dar veniturile generate sunt de vreo 20 de ori mai mult. Da, bine, nu trebuie să vă spun eu că la politică și sport consideră toată lumea că se pricepe. Dar de aia nici nu mă supăr, credeți-mă că a fost campanie electorală în primăvară. N-am scos un cuvânt, că am zis, domnule, să nu zică lumea că ne asociem cu nu știu ce partid. Acum văd că iar a început să se agite. Bineînțeles, urmează campanie electorală din Bine, cineva m-a avertizat. Vezi că la noi în Oltenia, când e campanie, e nenorocire. Și atunci mai bine stai deoparte. Și de aceea nu o să le răspund domnilor ăștia. Dacă vor o discuție, cu mare plăcere îi aștept și le dau argumentele care le dau dumneavoastră, le dau și lor să înțeleagă că sunt ori influențați, ori poate vor doar să-și facă campanie pe seama noastră și este imposibil să se întâmple asta. Mai avem 2 minute până să luăm o scurtă pauză publicitară și vreau să mai clarific un aspect. Gheorghe Pecingină, parcă, care era un apropiat al clubului la un moment dat, spunea că tot referindu-se la faptul că aveți poate o politică păcuboasă, că ați angajat o firmă de impresariat ca să vindeți mai repede jucătorii și vă luați un comision de 5%. Considerați că prin acest act iarăși ați cauzat sau ați îngreunat cumva situația clubului? Dacă este adevărat, bineînțeles, ce spune domnul Pecingină. Deci, încă o dată, nu există subiect sensibil care să nu putem să-l abordăm. Legat de transferul jucătorilor, în momentul în care ai un jucător, să zicem, care îl poți pune pe piață, intri într-un sistem relațional și oricărui impresar care reușește să-l vândă, sigur că are un procent, pentru că nimeni nu ți-l vinde degeaba. Adică eu n-am făcut exclusivități cu un anumit agent, dimpotrivă. Să spune că ați angajat o firmă de impresariat. Nu l-am angajat pe nimeni. Sunt 10-20 de agenți mai buni, să zicem, în țară și tuturor le-am zis în felul următor. Cine îl vinde pe Hora, are un procent din Hora. Nu știu cum vă cheamă. Cine l-aduce? Da, dumnealui spunea că dumneavoastră luați procent. Nu, eu ajungem la discuția de care aminteam. Da. Eu am un sistem de bonusare în funcție de performanțele mele financiare și sportive. În condițiile în care aduc 1.200.000 de euro în club plus 1.000.000 din televiziune, sigur că am bonusuri. Aveți stipulat că puteți să luați, exact. Că vi se cuvine ceva, nu? Bineînțeles. Și credeți că există patron în lumea asta care, eu dacă mă duc la început, nu am zic, dacă ți-aduc 2 milioane în plus anul ăsta, pot să câștig și eu 3% sau 1 sau 5? Eu vă spun că nu e niciunul care să zică că nu vrea. Dacă îi aduci 2 milioane în plus. Iar domnul Pecingină, care iarăși este un tip care, desigur, este de asemenea în politică, am văzut că face pe agentul la unii dintre jucătorii tineri de la echipa a doua. Atunci de unde să înțeleg de unde provin aceste răutăți? Bine face, nu știu dacă... Nici eu nu știu, dar nici nu stau să... Nu știu dacă a dus pe cineva la... Dar credeți-mă că nici nu stau să analizez. Bun, domnul președinte, trebuie neapărat să luăm o scurtă pauză publicitară. Revenim după în studio. Ne ascultați de 5 ani de zile. Datorită dumneavoastră suntem pe locul întâi. Și pentru asta vă mulțumim!
De ziua noastră, noi, echipa Radio Accent și Accent TV, vă facem cadou un super spectacol! Joi, 15 septembrie, la Teatrul de Vară din Târgu Jiu, începând cu ora 17:30 de minute, vor urca pe scenă Petrică Mățu Stoian, Constantin Enceanu, Niculina Stoican, Vasile Ciobanu, Mariana Ionescu, Marcela Fota, Neta Soare, Olguța Berbec, Sanda Argint, Victorița Lăcătușu, Alina Lăcătușu, Maria Loga, Roberta Crintea, Cristian Bănățeanu, Emil Badea, Dumitru Vasilescu, Cristina Mateaș Fulgușin, Teodora Pană, Diana Maria Pilea. Cei prezenți la spectacol vor avea prilejul de a o asculta și admira pe Maria Dragomiroiu. Acompaniază ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului, dirijor Aurel Blondea. Intrarea este liberă! Ia-uzi lume, lume, la-i-la-la-la-la-la, s-aude de bine, la-i-la-la-la-la-la. Spectacolul va fi difuzat în direct pe Radio Accent și Accent TV. Joi, 15 septembrie, ora 17:30 de minute, la Teatrul de Vară din Târgu Jiu. La mulți ani, Radio Accent și Accent TV! Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu organizează înscrieri pentru sesiunea din toamnă 2016 la următoarele facultăți: Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă, Facultatea de Științe Juridice, Facultatea de Științe ale Educației și Management Public, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale. Înscrierile au loc în perioada 2-14 septembrie 2016. În aceeași perioadă se fac și înscrieri la cursurile de master. Universitatea Constantin Brâncuș. Suntem cea mai bună alegere! Să te faci remarcată și să fii răsfățată așa cum meriți? Trend Studio pune la dispoziția ta servicii de înfrumusețare de cea mai înaltă calitate. Vino la salonul din strada 22 decembrie Târgu Jiu, iar specialiștii îți vor oferi lucrul pe care l-ai visat. Trend Studio, locul unde frumusețea este la superlativ. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. Husqvarna România dă startul promoțiilor la pachetele formate din moto unelte și moto fierăstraie la prețuri începând cu 1499 de lei. La Husqvarna, 440 și 562 se oferă discount plus 5 litri de ulei pentru lanț, precum și la moto unelte primiți discount plus diverse cadouri. Mari reduceri la mașini de tuns gazonul. Husqvarna România. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei și bulevardul Ecaterina Teodoroiu. Mutru, calea Severinului. Turceni, platforma termocentralei. Târgu Cărbunești, aleea Trandafirilor. Novaci, piața centrală. Padeș, Apa Neagră. Relații la numărul de telefon 0253210736. E al naibii de greu să fim cei mai buni. Sala de nunți Christine Evans. Christine Evans. Christine Evans vă așteaptă într-o locație de poveste cu meniuri bogate, prețuri adaptate și personalizate fiecărui buget. Clienții noștri au la dispoziție locuri de cazare, parcare gratuită și un decor inedit pentru poze. Sala de nunți Christine Evans. Le găsiți în satul Bibești, comuna Săulești. Christine Evans oferă din partea casei șampania, covorul roșu și tinerilor căsătoriți o noapte de vis în dormitorul matrimonial. Echipa noastră vă stă la dispoziție cu orice informație. Contactați-ne la numărul de telefon 0720653984.
Bună, a revenit în legătură directă alături de mine, este președintele Pandurilor, domnul Narcis Răducan. Profit de faptul că sunteți aici cu noi și sper să mai treceți pe la, pe la noi prin emisiune, când, dacă efortul nu e prea mare. Știu că sunteți un om foarte ocupat și noi suntem ocupați, așa e viața câteodată. Dacă ești angrenat în anumite proiecte, în anumite lucruri, e firesc să n-ai nici timpul necesar. Și continuăm, dacă vreți, ca să lămurim unele aspecte, ca să înțeleagă toți suporterii, toți iubitorii fotbalului, toți oamenii din politică și așa mai departe, cam ce ați făcut dumneavoastră la Panduri și care a fost politica dumneavoastră până la urmă. Spuneam că la un moment dat complexul energetic Oltenia, pentru că aici se leagă toată discuția, aici dacă vreți e miza, nu a mai dat bani la Panduri și dacă în prima fază ruptura s-a produs brusc, în a doua fază sau dacă vreți din vară, era cam sigur că gigantul energetic nu va mai pompa bani la echipă. Cu toate acestea, iarăși au fost voci care au zis, domnule Narcis Răducan a adus la echipă niște jucători, niște nume mari. Suntem foarte fericiți că au venit aici. Sunt Mărtean, Țucudean, că a venit din nou Voiculeț, Herea, Obodo, jucător cu ștate vechi, exact, Antal, acum mai nou. Dar cu toate acestea ne întrebăm și noi dacă nu mai era garanția că complexul energetic Cortenia mai dă bani. De ce a adus Narcis Răducan toți jucătorii ăștia? Și mai zicea cineva, domnule, dacă știi că... Acum eu zic încă o dată ce a zis domnul respectiv. Dacă veniturile clubului nu depășesc, sau nu, cheltuielile, depășesc veniturile, de ce se mizează pe această politică? Dacă e cazul, bineînțeles. Da, lucrurile sunt foarte simple. Deci, în condițiile în care au plecat 12 jucători, 13... Nu știu, putem face calcul împreună și cam pe acolo ajungem, pe la 13, cred. În condițiile în care pleacă 13 într-un lot de 25, este limpede și logic că trebuie să vină 13 în loc, nu? Bun, noi n-am adus 13 de nivelul ăsta, mă refer cu statut, am adus undeva la 8-9, nu? Dacă facem un calcul, iar restul au fost jucători tineri. Repet, avem 7 jucători în acest moment under 21 și au venit Hlistei, a venit Pirtea, au venit jucători tineri, bineînțeles cu salarii mai mici. Iar jucătorii cu experiență, încă o dată spun, au venit pe salarii mult mai mici decât cei care au fost anul trecut. Deci fondul nostru de salarii, haideți că vă dau și cifre, deși o să vă dau la modul general, pentru că nu sunt autorizat să vă dau note contabile din club, dar este normal să înțelegeți. Fondul de salarii ale jucătorilor, în momentul când am ajuns la Panduri, deci în vara anul trecut, era undeva la 170.000 de euro net pe lună. Asta era numai la jucători. Anul trecut, pe parcurs, am ajuns la undeva la 155.000 de euro, iar în această vară, fondul de salarii este de 100.000. Deci, sigur că probabil că este sonoră această campanie de transferări, dar salariile jucătorilor cumulate dau cu 30% mai puțin decât au fost anul trecut. Asta înseamnă că am făcut reducere. Sigur că nu e vina mea că Herea a acceptat. Eu vă dau un exemplu. Țucudean și cu Herea câștigă cât câștiga Nicoară singur. Păi e vina mea că i-am convins? Sau de fapt e vina mea? Puteți să spuneți că e vina mea. Îmi cer scuze că i-am convins. Îmi cer scuze de asemenea că l-am convins pe Sârm Mărtean să vină pe bani mai puțin ca Nistor. Eu nu zic că e mai bun ca altul. Eu vă spun pe ce bani au acceptat oamenii să vină. Nu pot să zic eu, că eu n-am nicio treabă acum. Dar eu nu vă spun. Eu nu să vă confirm. Eu vă spun efectiv că oamenii ăștia au văzut care sunt realitățile. Am avut argumentele mele împreună cu Grigoraș să vină să joace la Panduri pe bani mai puțin decât au fost anul trecut. Și era câștig acum cât câștiga Nicoara. Exact. Nu are vină nici... Până la urmă, s-au răduț. Sau cât a avut răduț. Deci n-au oamenii vină că au făcut performanță. N-are nimeni vină, că nu, dar nimeni, nu fură banii ăștia. Eu vreau să vă mai spun încă o dată. Contractele jucătorilor au fost semnate în vară când CEO plătea 2 milioane PAN. În condițiile în care la jumătatea drumului, iar contractele erau în vigoare, CEO a tăiat finanțarea, bineînțeles că da, nu mai puteam. A fost o tere bruscă. Păi și credeți că jucătorii înțeleg asta? Au înțeles, s-au dus toți la comisii. Este normal, sunt familiile lor și nici nu pot să-i condamn. Dar e normal că anul următor să facă o strategie pe bani mai puțin. Sigur că unul care nu se pricepe aduce unul de 5.000 care nu cunoaște nimeni. Eu l-am adus pe Herea cu 250.000. 250 de meciuri în Liga 1, l-am adus pe Obodo, care are peste 100 de jocuri în Serie A, nu este niciun jucător din România în acest moment, care are CV-ul Obodo în Serie A. L-am adus pe Sârm Mărtean direct de la Euro, în condițiile în care avea salariul dublu la alte echipe. Ok, sunt vinovat că am făcut treaba asta. N-am făcut-o singur, repet. A fost o muncă de echipă și aș minți să spun că au venit pentru mine. Nu au venit pentru mine. Le-am pus pe tapet anumite avantaje dacă vin să joace la Panduri. Recunosc că am folosit orice, inclusiv faptul că vor juca pe un stadion nou din primăvară.
poate am mințit, eu sper să nu fi mințit. Inclusiv că se vor rezolva problemele financiare. Dar fiecăruia în parte i-am spus, te rog frumos să iei în calcul că trăim în România și toate aceste promisiuni poate nu devin și realitate. Să nu cumva, eu știu, să-ți împiedic cariera. Și toți băieții și-au luat riscurile astea. Mai mult decât atât, vorbeam de faptul că față de anul trecut, când erau 150.000, acum 100.000 fonduri net de salarii, încă 10% din acești bani nici măcar nu trebuie să mai plătesc lunar. Sunt 3 jucători, Țucudean, Voiculeț și Antal, care au acceptat să nu primească absolut niciun ban lunar și ei vor să ia direct de la ligă în ianuarie odată și în iulie odată. Între drepturile TV sau? Exact. Deci cesiune de creanțe. Deci automat pe noi, vă dați seama că ne-a degrevat de multe probleme și fondul de salarii s-a dus foarte mult în jos. Într-adevăr, numele sonore, dar noi am binat foarte bine, eu știu, experiența lui Obodo, lui Sân Martean sau Țucudean, ce zic, experiență, care are 25 de ani. Sau Antal și Herea, cu Pirtea, a venit Mărgării la prima echipă, a venit, era deja Trifu, avem 7 jucători în coată, Trocan, spuneam de Hlistei, de Pârcălabu, care... Pârcălabu, de sunt 7 jucători under 21. Uitați-vă la loturile celorlalte divizionare, nu știu câte au în primii, 20, în primii 25 de jucători, 7 under 21. Ăștia sunt patrimoniul clubului. Ăștia sunt jucătorii care peste 2 ani trebuie să reprezinte pandurii. Deci nu ne-am gândit doar, cineva a spus că sunt elefanți. Tare frumos arăta elefantul ăsta de Țucudean la ultima partidă de la media și că nu puteau să-l prindă ăștia. Are statură de elefant, bineînțeles. Deci vedeți că vorbim în nuanțe și sigur că noi, da, românii, noi românii suntem cei mai miștocari. Da, bineînțeles. De regulă, nu contestăm pentru performanță, în sport, cel puțin, clasamentul. Credeți-mă, cine... Da. Credeți-mă că în sport clasamentul vorbește pentru fiecare. Eu sunt convins, dacă eram cel mai plăcut și drăguț președinte în Gorj și echipa se bătea la retrogradare, cum a fost în urmă cu un an, eu sunt convins că nu mă iubea la fel de mult cine trebuia să mă iubească. Am înțeles. Vă prindem rar și nu mai avem, din păcate, foarte mult. Vă rog, profitați de mine. Ce subiect doriți dumneavoastră? Bun. Haideți să vedem cum se rezolvă situația asta financiară de la pandurii. Da, ok. Mai aveți, parcă era vorba de aproximativ, astea sunt cifre care le-am aflat eu din surse, vreo 700.000 de euro până pe 10 octombrie. Cam asta e suma care trebuie achitată la pandurii. Da, e o sumă mare, de ordinul sutelor de mii de euro. Clar că cea mai mare frică, teamă, este faptul că avem către taxele statului, apoi există o sumă măricică de asemenea către foștii jucători și de acum suntem în septembrie, urmează să le trebuiască să plătim și la actualilor jucători, da. Iar soluțiile ar fi mai multe. Pe termen mediu lung, o parte din ele cred că se vor rezolva. Repet, în condițiile în care vom beneficia de noul stadion, eu sunt convins că un manager bun și poate să-l cheme Narcis, Prunariu, Pârvulescu, Condescu, cine vreți dumneavoastră, dacă știe ce are de făcut, ar trebui cu ajutorul noului stadion să poată să autofinanțeze clubul. Eu vorbesc pe promisiunea primăriei că în totalitate activitatea economică a stadionului va reveni clubului. Eu vă spun sincer că din momentul ăla clubul n-ar trebui să mai apară nicio problemă financiară. Deci spuneți că dacă se ajunge exact pe linia de plutire până se face stadionul, eu m-am angajat părerea la... dumneavoastră e părerea mea, da, sigur. Ar merge pandurii. Vorbim de parcări, vorbim de stadion unde includ concerte și alte activități, vorbim de spații comerciale, vorbim de un hotel cu 4 stele, nu? Deci toate aceste lucruri... Da, să sperăm că ministerul va finaliza... E vorba de sute de mii de euro, care din momentul acela clubul nu mai trebuie să aibă nicio problemă din punct de vedere financiar. Scurt circuitul este până atunci. În plus, ceea ce au făcut un lucru foarte bun autoritățile locale, că aici le includ, să zicem, ambele entități, și Consiliul Județean, și Primăria, și ceilalți membri asociați, da, au generat o discuție foarte interesantă la nivel de oameni de afaceri. Și acolo s-au identificat anumite persoane, companii care ne pot ajuta. Chiar dacă nu direct cu sume, putem, eu știu, realiza împreună tot felul de bartere, gen un domn de la Petrom foarte săritor s-a angajat să zicem că preia nivelul de combustibil care îl consumă clubul pe un an. Dau un exemplu. Un domn a zis că are brutărie și el dă pâinea la pandurii un an de zile. Da, bine, la prima vedere ar părea lucruri minore pentru... Nu sunt minore, pandurii, pentru că e vorba de foarte mulți bani. Păi, să zicem, combustibilul nostru pe un an e undeva la vreo 25.000 de euro, cred eu. Am înțeles. Cam pe acolo. Deci vă dați seama că sunt bani. Un domn se ocupă cu transportul și a zis, domnule, faceți și mie publicitate de bani ăștia și nu vă mai costă nimic. Păi știți cât cheltuim noi pe transporturi, că avem atâtea loturi de juniori, avem
avem echipa mare, sunt mașinile din parcul de auto. Deci au fost identificați exact, un potent exact. De afaceri care pot asta să este meritul autorităților, dar repet, este un beneficiu pe care îl putem accesa în termen mediu lung. Din păcate, timpul ne presează să plătim aceste taxe, ne presează... Da, asta e. Spuneți-mi ce se întâmplă dacă nu, Doamne ferește, nu avem suma aia. Este limpede, vă dați seama, nu știu, scenariul este apocaliptic, nu știu, se blochează conturile, în fiecare 2-3 săptămâni vin la scadență litigiile care le avem, pentru că în continuare avem o serie de litigii care nu au fost rezolvate. Unele au fost închise, altele n-au fost închise. Mai riscați și depunctarea? Sigur că riscăm depunctarea în fiecare moment. Bineînțeles că am atras atenția de fiecare dată și să zicem că am fost la limite. Iată că nu suntem printre echipele care au fost depunctate până în acest moment. Nici măcar la monitorizarea din vară, nici legat de litigiile către jucători. Dar lucrul ăsta nu merge la infinit. Vă aduc încă o dată aminte faptul că din luna februarie, împreună cu Edi, deja eram plângăcioși și serii ligii întâi. A, mă rog, în da, fiecare așa moment, Ionel Ganea sau X sau Y, asta nu... În fiecare moment am spus că va veni și acest moment. La cum arată fotbalul. Încă o dată spun, un lucru este bun și eu nu fac campanie electorală și nici nu mă interesează de la ce partide vin cei care sunt implicați. În ultimele zile am văzut o preocupare a tuturor de a salva situația. Prin această discuție cu agenții economici, eu văd aproape în fiecare zi câte un agent economic mic sau mare care să-l atragem să vină aici. Există și posibilitatea pe termen mediu-lung să schimbăm statutul clubului. După cum știți, este o asociație sportivă non-profit în care nimeni nu câștigă nimic. Adică... Ar trebui, dacă rămâne actuala structură, exact, să fie sponsorizat. Spun exact. Și simplu, să nu, dar ar trebui până la urmă cineva să... Nu știu cui convine. Dacă cineva vrea să facă o afacere, ar trebui să și câștige bani, nu? Și atunci trebuie făcută o societate pe acțiuni, poate, la un moment dat, în care fiecare aduce niște bani, dar știe că și câștigă. Că cu toți iubim fotbalul, dar parcă să dai sute de mii de euro așa degeaba, nu merge. Și atunci sunt de apreciat și cei care au dat până acum și au dus clubul până aici. Inclusiv CEO, chiar și cu strategia asta dubioasă. Normal, da, că până la urmă Mineritul a susținut echipa asta de... Deci cam acesta este tablou în momentul ăsta. Eu nu pot să zic că peste o săptămână sau peste o lună închidem porțile sau peste trei luni, dar eu vă spun că fiecare zi contează și noi nu putem rezista până vine noul stadion dacă nu primim ajutor. Foarte corect, mai avem foarte puțin timp. Spuneți-mi, care sunt motivele obiective? De ce membrii acționari nu virează banii ăștia? Nu iau pur și simplu? Nu știu, asta trebuie să întrebați pe dânșii. Există un acord de finanțare. Unii au motive obiective, nu știu, gen că și dânsii la rândul lor trebuia să încaseze bani de la diferite companii cu care fac afaceri și n-au reușit. Primăria are versiunea ei, este foarte important să-i întrebați, pentru că, repet, eu nu pot arăta cu degetul către dânsii pentru că ne-au ajutat atât cât au putut. Faptul că nu s-a împlinit acordul de finanțare, clar că ne creează dezavantaje. Dar tot împreună trebuie să scoatem situația pe linia de plutire și atunci, dacă sunt, eu știu, întrebări legate de treaba asta, trebuie să întrebați pe dânsii. Este clar că în condițiile în care CEO avea banii la zi, noi nu aveam nicio datorie în momentul acesta. De altfel, vă reamintesc analiza unui ziar de specialitate, cred că GSP-ul a fost acum câteva luni, când noi, împreună cu alte două cluburi, am fost singurii din Liga 1 care a fost pe plus din punct de vedere financiar. Da, am văzut Viitorul, Pandurii și... Credeți-mă că n-am influențat acele articole, dar în condițiile în care tu ai cu 35% mai puțin la mijlocul campionatului, n-ai cum să faci rost de bani, că dacă era atât de simplu să scoatem toți 2 milioane din buzunar, ne făceam singur echipă, nu mai trebuia să mai... Am înțeles, domnule președinte. Lucrăm în altă parte. Din fericire nu mai avem tip, așa că foarte repede aș vrea Eu zic să... din fericire că nu mai avem timp. Nu, din fericire. Pentru mine. Mai era un... Poate ați obosit, dar dumneavoastră mai rău ca mine, că ați fost un tir de întrebări aici, dar suntem și noi curioși, vă dați seama. Foarte repede, cât de greu e meciul cu ASEA și aș vrea să știu din prisma accidentelor. Am înțeles că Voiculeț ar sta undeva la 3 săptămâni, Obodo cum mai e, Bunoza cum mai e. Păi e adevărat că Voiculeț probabil că va sta 3 săptămâni, după cum știți, undeva la 21 de zile este o dată aproximativă când un jucător își revine după o ruptură musculară, să zicem, normală. În ceea ce vește Obodo și Bunoza, ei și-au început antrenamentele normal. Bunoza chiar după vreo 10 zile. Obodo, nu știu dacă tot cam așa a stat, dar se antrenează normal și Petre Grigoraș poate beneficia de aportul lor. Meciul este dificil pentru că diferențele din campionatul nostru nu sunt mari și în condițiile în care nu tratezi un adversar așa cum trebuie, poți avea surprize. Ar fi culmea tocmai eu care am venit exact de acolo să
nu atrag atenția faptului că sunt câțiva jucători acolo care ați văzut și împotriva lui Dinamo ieri. Dacă le activezi puțin orgoliul, e posibil chiar cu un kilogram în plus să, să nu să-ți ascundă mingea. Trecem peste faptul cu arbitrajul, că nu e treaba noastră, pot vorbi de arbitraj atunci când vine vorba de echipa mea, dar în rest nu mă interesează ce a fost aseară. Eu spun doar că încă sunt jucători acolo care pot încurca orice adversar și de aceea noi luăm foarte în serios această partidă. Este extrem de important să dublăm victoria de la Mediaș cu victoria împotriva ASEA-ului. Urmează o săptămână grea, știți că jucăm vineri, marți, vineri. Exact. Marți la Iași, vineri din nou cu Viitorul. Partea bună este că suntem în grafic și peste toate un lucru le spun și eu băieților, că în condițiile în care îi țin ritmul acesta de performanță, pun o mare presiune pe toată lumea să rezolve problemele lor. În condițiile care eram pe locul 13 acum, sunt convins că erau mult mai multe voci ca cei domni din politică de care amintei, care comentau eu știu, o măsură sau alta. În condițiile în care echipa a terminat pe locul 3, au plecat tot staful tehnic, jumate din staful medical și 14 jucători și suntem tot acolo, înseamnă că parcă se lucrează bine și nu este întâmplare ce se întâmplă la Pandurii. Domnul Narcis Răducan, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea Sportul Gorjean. Vă așteptăm și cu alte vești bune sau cu vești bune, mai ales din punct de vedere financiar la Pandurii. Multă, multă baftă vă dorim în viitoarea următoare în campionatul inter și nu numai. Domnilor, doamnelor, punem punct aici emisiunii Sportul Gorjean. Vă țin la curent cu situația de la echipa noastră Fanion a județului pe Radio Accent, pe Accent TV. Până atunci, sunt Cătălin Pasăre, în fiecare marți ne urmăriți la 20:15. Să aveți o săptămână plăcută.